România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Săptămâna asta ați auzit o știre. La noi în țară, pe o șosea din județul Iași, un camion a intrat într-o ambulanță, apoi a lovit o dubă. Au murit 7 oameni, cei aflați în dubă și șoferul camionului. Nume noi pe lista doliului nostru nesfârșit de pe șosele. Am mai pus o cifră acolo la statistică. Dar cine vă spune că acesta este doar un accident de mașină, vă spune adevărul pe jumătate. Nu numai despre asta este vorba sau nu numai despre asta ar trebui să fie această știre. De fapt, lucrurile sunt mai complicate și mai profunde. Doar că nu vrem să le vedem așa cum sunt și ne mințim spunând că e mai ușor. A greșit băiatul ăla cu camionul și a intrat peste oamenii ăia. Nu, prieteni. Accidentul acesta este o urmare a nerespectării regulilor și a neprețuirii vieții în România. Să vă explic. Șoferul de camion folosea cartela de tahograf a unei alte persoane. Asta indică faptul că era obosit sau se pregătea să facă curse mai lungi decât îi permitea legea, da? E tânăr, e în putere, știe că lui nu îi se poate întâmpla, e profesionist de ceva vreme. Victimele lui sunt muncitori care merg la lucru, dar ei sunt într-o mașină care nu este pregătită pentru transportul oamenilor. Sunt într-o dubă și stau pe niște bănci. Nu au niciun sistem de protecție, nu sunt feriți de nimic. Ei au pur și simplu noroc sau ghinion după caz. Sunt oameni care merg la muncă zi de zi și sunt sigur că dacă i-ar fi căutat cineva pe la cărțile de muncă și acolo ar fi găsit probleme. Nu au la dispoziție un microbuz, evident, și nimeni nu le-ar pune la dispoziție așa ceva. Căci cui pasă? Sunt niște muncitori în construcții. Nu știm de ce a greșit șoferul camionului, dar știm că în România sunt zeci de mii de astfel de mașini care nu respectă regulile. Fie că nu sunt pregătite pentru transport de persoane, fie nu au starea tehnică necesară, fie încălcăm regulile ca să poată circula. De exemplu, iei în microbuz persoane peste limită sau faci dintr-o dubă microbuz și apoi te înțelegi cu poliția. Oamenii pe care îi cari oricum nu au puterea să protesteze, sunt prinși acolo. Dacă ești pe un camion, ești plătit la kilometru. De asta, la prima ora dimineții, folosești cartela unui coleg care este liber. Îți dă astfel vreo 2 ore de condus în plus până când iese poliția pe străzi. Toată lumea știe și tolerează sistemul. Patroni, șoferi, autorități, ne înțelegem. Punem mână de la mână, mai dăm o șpagă, treaba merge. Când moartea vine în România, nu vine doar pentru că nu avem drumuri. Ea vine și pentru că nu ne plac regulile. Vine pentru că banii trebuie făcuți cu orice preț. Mai bine mort decât sărac. Ne prefacem de multe ori că treaba merge, dar de cele mai multe ori nu ne interesează consecințele. Mașini vechi, defecte, fără cauciucuri, încărcate cu sau peste măsură cu oameni și mărfuri circulă în România ca într-un fel de loterie. Scapă cine poate. Azi vă invit să ne povestiți despre asta, pentru că doar vorbind zi de zi de zi de zi, poate într-o zi ne vom opri. Poate. Zic. 0372069599. Cât de sigure sunt microbuzele, camioanele astea care circulă în România? Ce nereguli știți? Povestiți-ne-le, fiți deschiși astăzi și ziceți-ne cum e, domnule, adevărul pe șosele? Care e, de fapt, principala problema transportului de persoane și mărfuri în România? Și dacă vreți, cine sunt vinovații? Șoferii care se sui așa? Patronii care îi obligă și îi pun la muncă? Autoritățile care închid ochii? Și poate e o întrebare la fel de importantă. V-ați sui copilul într-o astfel de mașină? Ai voi care sunteți profesioniști ai șoselor. Poate răspundeți și la chestiunea asta. 0372069599. Înarmați-vă cu răbdare. Am văzut cum sună telefoanele de când am lansat emisiunea acum 30 de minute. Suntem și pe Facebook. Puteți să lansați mesaje și acolo încerc să le citesc. E timpul să te auzim, România. Nicolae, salutare! Salutare, Cătălin, ție și ascultătorilor tăi. Sunt un ascultător de Europa FM, ascult frecvent când lucrez pe țară. Vreau să spun părerea din punctul de vedere al transportatorilor de marfă, pentru că treaba e încărcășie cu autoritățile pe lângă infrastructura care e foarte
foarte subdimensionată și foarte la pământ față de ce întâlnim afară, mai și cârdășii autorităților cu firmele mari, care au o anumită statură, au un anumit statut. Deci ei poate să circule cum vor, când vor și, din păcate, probabil cum circula și colegul care a avut accidentul și nu au niciun fel de repercursiuni asupra lor. Adică pentru zici că tu că... sunt controlați foarte sumar față de restul. O firmă care, de exemplu, are 20 de camioane, îi controlat la sânge. Îmi scrie o doamnă, Dana Pâgleșan, pe Facebook, zice așa: domnule, guvernanții sunt vinovați pentru că nu fac controle cum trebuie, că peștele de la cap se împute, și dacă în România s-ar face controle cum trebuie, și șoferii, firmele, patronii s-ar potoli. E adevărat ce zice? Păi, în mare parte, da. În mare parte e adevărat. În mare parte e vina autorităților, pentru că noi impune o lege. Vă spun, de exemplu, orice șofer de camion, 95% dintre șoferii de tir din România au salariu minim pe economie, pe hârtie. Și, și restul banilor? Restul banilor sunt plătiți diurnă, care nu se contorizează nicăieri. Și după ce ai condus 40 de ani un camion, ajungi ca să ai o pensie de 1500 de lei. Bun. Dar sigur că atunci omul este nevoit, în timpul cât timp activează în câmpul muncii, ca să muncească mai mult, ca să-și pună niște rezerve deoparte, pentru că știe că la pensie nu o să aibă de unde să trăiască. Iar un muncitor care merge într-o fabrică să muncească, care are un salar de 2500 de lei net, are aceeași sumă trecută în cartea de muncă, raportat la salar, și ăla o să aibă o pensie mai mare. Dar legislația care este acum în România defavorizează transportatorii, șoferii din transport, clar. Indiferent că e transport mărfuri sau transport persoane, este aceeași treabă. Nicolae, ți-ai lăsat copilul să fie șofer? Pe mașinile voastre, pe drumurile astea, cu patronii ăștia, cu colegii ăștia? La firma mea, da. La firma mea, da. Pentru că firma este în regulă, nu are foarte multe mașini, dar se respectă regulile, inclusiv de la starea tehnică a mașinii până la orele de condus, la absolut tot. Dar sunt multe firme, pentru că firma mea e o firmă mai mică. Sunt firmele mari, care au facilități, nu știu din ce cauză, dar poate să circule cum vor ei. Aha. E bine de știut și asta. Eu cred că s-ar putea să fie un pic mai mult decât asta. Oare te poți opune la tipul ăsta de sistem, sau când se învârte roata, gata, asta s-a terminat, n-ai ce să faci. Mașina e proastă, controlele sunt sumare, ce poți să faci? Marius, salutare, bine ai venit la România în direct. Alo, bună ziua. Salutare. Domnul Cătălin, vă salut și îmi pare bine că a reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Da, putem vorbi despre starea tehnică a mașinilor, despre șoferi, despre orice doriți dumneavoastră, dar datorită faptului că emisiunea de astăzi pleacă tocmai de la un accident, vreau să vă spun că principala cauza accidentului este eroarea umană. Păi, da. Și eu nu prea reușesc să intru în direct cu dumneavoastră și aș vrea să vă aduc în atenție un singur lucru. Foarte multe accidente se întâmplă datorită faptului că șoferii tineri au acces, în opinia mea, la mașini puternice, ceea ce nu este... E o problemă. Da, nu știu cum o să rezolve asta. Fii atent. Ce eroare umană este, Marius, acolo, când un șofer a băgat într-o dubă 6 muncitori și i-a pus pe băncuțe? Asta nu e nicio eroare umană, asta e... Dumneavoastră credeți că acel șofer a pus cei 6 oameni pe băncuțe, fiindcă așa a vrut el? Păi l-a trimis patronul, oamenii au acceptat, asta e. Așa trăim în România. Păi... Știu și... Păi... Asta probabil că se poate rezolva prin anumite controle care trebuie să se facă, deoarece... Auzim de peste tot
la poliție sunt, poliția are deficit de personal, dincolo este deficit de personal. Dar de ce nu angajează oameni să le, să le dea legea în mână și să meargă să facă control? Și în momentul în care găsesc nereguli, să fie sancționate conform legii, fiindcă legea avem, dar nu se aplică. Eu vă dau un singur exemplu. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, la transportatorii de persoane. De pe microbuze, autobuze, autocare, tot ceea ce vezi dumneavoastră. Eu mă mir de ce nu se iau măsuri împotriva lor. Majoritatea vorbesc la telefon în timp ce conduc. Apar diferite clipuri virale și pe internet cu pasageri care filmează șoferi care fac fel și fel de alte activități decât să șofeze, să aibă grijă de pasageri, de condus. De ce nu se iau măsuri? S-a înăsprit legislația. A spus că dacă te găsește că vorbești la telefon în același timp, de exemplu, nu porți centura, ți se suspendă dreptul de a conduce. Eu nu am văzut pe nimeni să piardă dreptul de a conduce pentru că vorbea la telefon și nu avea centura. Deci nu se iau măsuri. Legea avem, dar nu se aplică. Nu se aplică. Da. Nu știu ce este. Probabil că structurile statului ar trebui, nu știu, societatea civilă, sindicatele, să facă presiuni. Domnule, este deficit de personal la poliție, este deficit de personal. Oamenii sunt, de ce nu-i angajăm? Și să-i punem la treabă? Tot se plâng că nu au personal, dar de ce nu angajează, de ce nu școlarizează, de ce nu iau, nu înțeleg. Da, nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, cred că e mai complexă. Până când să ne verifice poliția, eu aș vrea ca șoferul ăla de microbuz, cu care mai merge și familia mea din când în când, singur să știe că nu e de vorbit acolo. Singur să știe că trebuie să-și pună cauciucurile alea bune. Să nu plece, da, dacă nu are cauciucurile alea bune. Să se gândească că și acolo sunt copii. Ca și omul ăla, eu nu vreau să zic acum că mortul e de vină, dar și omul ăla trebuia să aibă o strângere de suflet când a pus cartela în tahograf altuia, celălalt când i-a luat pe băncuțe acolo să zică, băi, nu mai pot să iau pe băncuțe. Nu mai vreau să iau pe băncuțe, că o să se întâmple, Doamne ferește, ceva cu ei, știi? Perfect de acord cu dumneavoastră, dar eu cred că ține de mentalitate. Noi suntem români și la noi merge și așa. Asta. Atâta timp cât statul nu ia atitudine și să ne schimbe mentalitatea asta, nu văd cum s-ar putea schimba ceva. Asta e formidabil. Da, mulțumesc. Am citit un comentariu zilele astea, un comentariu scris de profesorul Dragoș Paul Aligică, cel care vorbea în comentariul său despre modul în care balcanii supraviețuiesc oricăror forme de statale sau suprastructuri statale și spunea, domnule, în Balcani există o adaptabilitate de asta cumva în contra unor reguli care vin din afară la care noi nu vrem să ne adaptăm. E o chestiune pe care trebuie să ne o asumăm. Dar de viață nu ne pasă, adică chiar nu ne pasă că greșeala noastră poate să ducă la moartea celorlalți. Sigur, poliție, șpagă, ăla n-a făcut autostradă, sigur. Dar peste asta mai venim și noi făcând diverse. Mihaela, salutare, ești la România în direct. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. Vreau întâi să vă răspund la o întrebare pe care ați adresat-o mai devreme, dacă mi-aș lăsa copilul să fie șofer. Copilul meu nu vrea să fie șofer în România. Copilul meu nu vrea să fie șofer. Păi este groază numai de ideea de a conduce, văzând ce fel se circulă. Vreau să vă vorbesc din prisma unui șofer, sunt la volan, acum am tras pe dreapta, din prisma unui șofer care și-a luat amendă în România pentru că la ieșirea din localitate, înainte de indicatorul de ieșire din localitate, și-a luat amendă pentru 71 de km la oră, iar acum merg cu foarte mare atenție ca să nu mai pățesc așa ceva, dar mă uit cu surprindere cum sunt depășită de camioane, de tiruri în localitate, da, cu viteză mult peste cea legală și, sincer, eu nu am văzut niciodată o astfel de mașină oprită de un echipaj de poliție. Am mai văzut, dar nu știu pentru ce. Îi mai cântărește, îi mai trage pe dreapta, am mai văzut. Dar am văzut și eu această practică cu câțiva șoferi de camion care mi-au dat flash-uri în localitate, e adevărat, nu mergeam regulamentar, conform posibilităților de pe drum. Adică trebuia să o dau mai sus de 60, cât să mai ciupea acolo. 50, 60, un 70 e sănătos. Am văzut și astfel de oameni. Da, mi se pare complicat să conduci în condițiile astea.
Nu ne place să respectăm regulile, nici nu neapărat cele de condus. Nu ne place, vedeți, să respectăm nici măcar aceste reguli legate de pandemie. Sunt firme de transport internațional care transportă persoane între România și Italia, de exemplu. Am trăit acest experiment acum, cu ocazia sărbătorilor, da? Plecat din România fără test, fără certificat, fără și intrat pe unde, cum s-a putut, a știut șoferul pe unde să intre în Italia, să nu fie existe probleme. La fel, venit în România, s-a descurcat șoferul la vamă, nu a întrebat nimeni nimic, nici de certificate, nici de formular de localizare, absolut nimic. Deci, probabil că firmele care funcționează în acest moment în România știu să se descurce și se descurcă. Până la un punct. Până la un punct. De data asta nici n-a mai fost revoltă, știi? Când mă uitam la moartea celor oameni care construiesc România, că ei asta fac. Cei mai amărâți și mai săraci dintre oameni, care pun muncă de la muncă, braț de la braț și cărămidă de la cărămidă, ca să-și construiască un viitor acolo, în Moldova aceea foarte săracă. Ei sunt oamenii care suferă cel mai tare în țara asta și ei sunt principalele victime. Nu au nimic, nicio alegere de făcut. Nu le sunt respectate niciun fel drepturile. Și din înțelegerile astea de care vorbești tu, până la urmă ei mor. Îi pasă astăzi cuiva? Nu, o să treacă și emisiunea asta. Poate însă undeva va fi un grăunte, știu eu, în mintea noastră care spune, bă, dar nu e bine, dar sunt oameni aici. Dar probabil dacă și la nivelul firmelor ar da niște amenzi, așa cum mie mi s-a întâmplat să primesc această amendă și care să mă facă să fiu mult mai atent acum și să aștept să ies totuși din localitate înainte de a călca accelerația, poate s-ar schimba ceva, dar e clar că acest lucru nu se întâmplă. Dar mie mi-e clar. Mulțumesc tare mult, Mihaela. Eu sunt surprins că nu se întâmplă de fapt de ani de zile. Ce credeți? Am aici undeva, am o listă, un calculator, am o listă cu accidente de felul ăsta. Vreți să vă citesc din ea, ele curg așa, anul trecut, numai număr aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5 persoane, 4 persoane, 3 persoane. Și poți să continui. De fapt, nu se oprește niciodată. Da, și când vine vorba de nereguli, și astea sunt cele care s-au sfârșit cu moartea unor oameni, dar, de fapt, în fiecare zi circulă mașini de-astea, microbuze ale morții, camioane ale morții. Asta e ceva ce în România nu mai poate fi oprit. Înțeleg că ne-a sunat Bogdan Marișca, campionul de raliu și prietenul nostru. Salutare! Bună ziua, salut, Cătălin, mulțumesc de oportunitatea de a intra în direct. Aș vrea să fac câteva comentarii, așa, din perspectiva pilotului de raliu, dar din perspectiva institutului de conducere defensivă. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că ne place sau nu place, și asta ascultăm și la ascultătorii care au intrat în direct, noi ne considerăm o victimă a sistemului, a statului, pește de la cap se împute, absolut de acord cu toate aceste lucruri, uitând că, de fapt, traficul din România înseamnă suma noastră tuturor celor care facem povestea asta, a șoferilor de camion care fac o completare. Dacă o să întrebați pe cei de la firme de transport, o să vedeți că există o penurie de șoferi de camion, adică sunt oameni care câștigă 1000 de euro pe lună în șoferi de camion în România, sunt o tagmă aparte, așa, îmi pare rău că combat pe antevorbitorul meu, dar sunt oameni care câștigă mii de lei pe lună. El a zis altceva. El a zis, domnule, pe cartea de muncă avem puțin și restul la dur. Am înțeles. Asta pentru că o acceptă, pentru că cererea de șofer de camion în România depășește cu mult oferta, așa. Liniștit pot să fiu angajat, dar îmi doresc să fie pe cartea de muncă atâta. Și dacă ești un profesionist, vei sfârși cu ghime de goare prin a fi acceptate doleanțele. Aș vrea să ridic cumva la fileu următoarele două întrebări. Câți dintre noi fac cu faule când vedem un control în jurul nostru, că o fi contor de SCTR, că o fi poliția rutieră, că o fi radar, câți dintre noi le facem cu faul colegilor noștri să știe să stea în banca lor, să respecte regulile de circulație sau legul de bun simț, pentru că cineva poate să evadă în următorii 3, 4, 5 km, după care fiecare se simte liber să conducă cum dorește el de cuvință? Și câți dintre noi avem stație de emisie recepție
pentru a anunța că sunt probleme de trafic și că sunt oameni pe acolo și că trebuie să respectăm regulile și să fim civilizați și să nu să ne anunțăm de prezența uneia sau alteia. Iar pentru cei care tranzitează E85-ul, să aibă curiozitatea să meargă 100% legal preț de câțiva kilometri și să vadă cam cum se simt pus E85-ul înseamnă București Iași sau București Suceava. Să vadă cum se simt puși sub presiune de toți cei care încalcă regulile circulației, inclusiv șoferi de camion și de bus. Iar oamenii muncitori, am avut o firmă cândva de construcții, oamenii pe care îi transportam cu o mașină care putea să transporte oameni. Dar sunt foarte multe anomalii din acest punct de vedere, dar cu toții legitimăm prin prezența noastră în acea mașină. Că la un moment dat un muncitor care spune, bă, prieten, nu mă transportam așa, că la primul accident mor. N-am nicio șansă, n-având centuri, n-având sisteme de siguranță, ca în caz de impact să mai am o minimă șansă, singura opțiune noastră de accident este că ți-ai rămas bun la viața asta. Adică fiecare dintre noi contribuie la acest lucru. Fiecare dintre noi. Și eu, Cătălin, și tu, și toți cei care ne ascultă. În mai mică sau mai mare măsură. Iar faptul că unul fură 1.000 de lei și am furat numai un leu nu înseamnă că eu sunt cinstit. Asta înseamnă că am furat mai puțin decât altul. Așa este și în trafic. Faptul că am erodat o regulă de circulație făcută pentru a ne fi bine tuturor, nu înseamnă că ăla care o încalcă mai mult decât mine este incorrect și eu sunt corectul. Că noi avem un dublu standard. Când îi analizăm pe cei din jurul nostru, și acum la telefon și în emisiunea asta, analizăm pe cei din jurul nostru, știm tot ceea ce nu fac ei în regulă, dar când ne vine rândul, avem tot timpul un alibi sau o circunstanță pentru care ne considerăm îndreptățiți să nu respectăm acea regulă de circulație. Când e 50, noi ne punem la 59. Păi în Germania sau în Suedia sau în Danemarca, dacă e 50 și ești la 51, risc să plătești niște bani. Asta vreau să spun, să vedem cam fiecare situație și în interiorul lui, nu doar la cei din jur, care și cei din jur, evident, că au problemele lor. Mulțumesc frumos și să circulăm cu bine și să nu mai umblăm așa și să nu mai fie cazul de zeci de morți zi de zi în România, pentru că asta înseamnă traficul cotidian din România. De 7, 8, 10 ori mai periculos de la Borș încolo. Adică în Ungaria deja nu mai atât de periculos. Nu mai zic de Germania, de Olanda, de Marea Britanie. Cine face? Doamne ajută să ne auzim cu bine. Bogdan Marișca, campionul nostru de raliu și cel care vă însoțește deseori la drum cu prioritate cu Radu Constantinescu. Și ăsta a fost discursul său. Da, ne uităm foarte rar în interior. Andraș, salutare! Bine ai venit! Bună ziua, domnule Triplea! Bună ziua, Europa FM! Te ascultăm! Eu sunt șofer profesionist, fac doar intern de aproape 10 ani și trebuie să vă spun că e adevărat, capul de la pește, adică peștele de la cap se împute, dar exact așa e adevărat și invers. Adică, la un moment dat, șoferii sunt forțați într-un fel să meargă mai mult, să o calce mai tare, fiind plătiți nu la diurnă cum crede toată lumea, așa suntem legal contorizați, suntem plătiți pe kilometri. Și atunci, din momentul ăla, omul ăla e motivat să meargă mai mult pentru că va câștiga mai mult. Deci e o plată neoficială asta, adică deși în acte scrie de urmă. După legile noastre și totuși se întâmplă firmele, majoritatea care sunt pe țară, să vă spun un 70% cel puțin, plătesc pe kilometri. Dar asta e un fel de dublă contabilitate sau cum fac să iau din carte? Da. Ok. Da. Și de la momentul ăsta intră și autoritățile pentru că nu sunt verificați cum trebuie și așa mai departe. Are dreptate colegul tău care a sunat primul, Nicolae, când zicea că sunt controle diferențiate pe cine, cu cine să înțelege în țara asta? Da. Da. Și așa, de curiozitate, din ce auzi, cât mai merge, domnule, șpaga înspre autoritățile române? Nu știu. Habar nu am, dar cred că în curând nu va dispărea. Asta... Pentru că omul e tentat să ducă nu 10 lei acasă, ci 15 și așa mai departe. Și exact așa e tentat și omul ăla care mă oprește pe marginea drumului să facă și el de o ciorbă, să trăiască mai bine. A, bun. Păi atunci nu mai rezolvăm. Exact în aceeași, nu știu, dar în aceeași mod sunt implicați toți. Începând de la șofer, până la patron, până la autorități, toți au vina lor pentru toate chestiile astea.
Care e cea mai mare problemă, de fapt, pe care o vezi așa ca șofer profesionist? De ce ți este cel mai teamă când ești pe drumurile din România? De calitatea... Cum să vă... calitatea drumurilor, hai să zicem, circulația îi cum îi, dar cea mai mare problemă ce lipsește, nu doar de pe șosele, ci din întreaga națiune, e respectarea în sine. Deci până ce omul ăla nu se respectă pe el, n-ai ce să te aștepți de la să te respecte. Da. Vorbesc de faptul, de exemplu, într-o intersecție. Faci un semn, hai, du-te, bagă-ți că te las și se uită la tine, nu știe ce se întâmplă. Sau invers. Nu mă lasă, nici de-al dracului, că doar e un camion și cum să iasă el în fața mea, că o să mă țină la 60 sau la 70. Da, corect. Deci, știu sentimentul ăsta. Și cea mai des întâlnită neregulă în breasla ta, care e? Deci în breasla mea sunt foarte mulți care circulă un oarecare fel neregulamentar, în sensul legea diagramei, adică taografului. Foarte mulți o încalcă, foarte mulți fac șmecherii, tocmai pentru faptul că sunt plătiți la kilometru. Măcar am detectat. Eu cred că s-ar schimba foarte multe dacă șoferul ăla care se respectă i-ar spune la patron: domne, eu nu mă duc la kilometru, pe mine mă plătești pe zi, poate câștig mai puțin, dar mă plătești la zi. Și atunci în felul ăsta nu mai e motivat să facă șmecherii, să lucreze mai mult. Eu consider că un program de 15 ore de lucru pe zi e mai mult decât suficient pentru un om. Da. Și asta încă e mult pentru un șofer. Îți mulțumesc, Andraș. Spor la treabă. 15 ore. Mult, frate. Astăzi am plecat de la accidentul din Iași. 7 morți, un șofer de camion, 6 muncitori aflați într-o coajă de mașină, nu? Că asta e, de fapt, până la urmă acolo. Ai niște pereți să te ferească de vânt, că ea e calculată pentru marfă. Ce să faci? Dacă te-a lovit ghinionul și ghinionul e un camion, nu ai nicio șansă să scapi de acolo. De asta spun că accidentele, în general, încep mai din urmă. Alex, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătăline, și tuturor ascultătorilor tăi. Problema șoferitului e o problemă destul de mare, deoarece mă auzi? Da, te ascult. Așa. Eu am o mică firmă de transport auto. Persoane transport sau? Transport autoturisme. Totul e legal din toate punctele de vedere. Ei, de multe ori transport internațional îl fac. Sunt și patron, și șofer, și mă rog. Problema e în felul următor. Pe multe, multe șosele, nu numai în România, și afară, de exemplu, dacă te duci, vezi, pe tine ca un șofer, să zic, cu firmă, cu tot, te oprește, te mai verifică, te purecă, nu te purecă, îți dă o amendă, ok, te ține cât de cât un pic în frâu. Sunt o grămadă, deci nu 1, 2, 3. Deci o grămadă de microbuze vezi cu șlepuri după ele a plecat din România astăzi la ora 5, să zic, după amiază, merge până undeva în nordul Germaniei și în ziua următoare sau cel târziu a treia zi deja e acasă. Ajunge acolo, nu doarme, nu se odihnește, având în vedere că are și oameni în mașină. Dar el, neavând tahograf, că, na, exact, e la exact, dubă, nu-l exact, verifică nimeni, nu? Da, nu-l verifică nimeni. Plus de asta că înapoi, pe lângă oamenii respectivi pe care îi are, mai pune și el o mașină, na, acolo, să mă iasă din motorină și din toate chestiile astea. Și toate astea se răsfrâng în accidente și în toate chestiile care se întâmplă pe
drumurile noastre, pe drumurile Europei, peste tot. Fii atent ce ne scrie. Fii atent ce ne scrie Ilie Daniel, da, un domn Ilie Daniel pe Facebook. Am lucrat la o firmă mare care își transporta muncitorii cu microbuze. Între canapele erau puse scândurele să încapă mai mulți oameni. Asta pentru a nu suplimenta numărul de microbuze. Când am făcut sesizare în sistemul firmei, a venit șeful la mine că am supărat pe cineva acolo sus și cu prima ocazie am fost mutat la altă sucursală. Asta a fost rezolvarea, da, să știi. Da. Uite, de exemplu, am avut un șofer, am zis, am o firmă mică, noi mare, trei mașini, și a zis, zice, păi șefule, eu mă duc, îi dau, mă duc încolo, încoace, nu mă descurc. Băi, omule, stai aici, tu dacă vrei să lucri la mine, nu te descurci. Tu lucri cum trebuie să lucri. Dacă toată lumea, mă gândesc, ar vedea așa lucrurile, multe s-ar schimba. Multe s-ar schimba. Adică, măi, ai un program de mers, du-te cu programul respectiv. Dacă ai alte persoane, mașini mici sau, mă rog, sunt mulți teribiliști sau, mă, lasă-l în pace, că dacă tu, din contră, dacă tu poate îi pui o mică piedică, să zic așa, nu sau așa, de la aia se ajung la alte lucruri și de la alea se ajung la accidente și la o grămadă de chestii care nu sunt bune. Deci, eu cred că în primul rând ține și de bunul simț al omului, de cei 7 ani de acasă, și de frica asta a șoferilor, să zic așa, se zică la patron, băi omule, șefule, stai așa un pic, domnule, că nu se poate așa. Eu, ăsta e programul, ăsta e, dacă vrei, așa mă duc, dacă nu. Ei, mulți zic, păi, și ce, lasă că am nevoie, găsesc alții, cu toate că e o lipsă mare de mai șoferi, e până acolo. Și șoferi profesioniști. Să știi că mai e până acolo, Alex, să-ți mulțumesc. De ce mai e până acolo? Pentru că ne trebuie sindicate foarte puternice care să poată să facă asta. Sindicatele, pe lângă lucrurile pe care le fac și nu ne plac, de exemplu, cum e greva de la STB, se luptă și pentru drepturi de genul acesta. Vedeți, șoferii de la STB au drepturi, au mult mai multe drepturi și probabil că respectă mult mai multe legi decât în alte companii. Nuna Caraiani spune așa pe Facebook: când am început pandemia, ne-am mutat la țară, la 28 de kilometri de Ploiești. Circulam cu microbuz al DST. Ăsta trebuie să fie ceva de la stat, cred. Arată deplorabil, ruginit, ploua înăuntru, foarte vechi. Am încercat să discutăm la Consiliul Județean Prahova, la poliție, nimeni nu face nimic. Arăta ca un hârb și în el urcau copii și tineri și bătrâni, uneori, unul peste celălalt. Nu-i pasă nimănui. Transportul de persoane este un pericol pentru noi toți. Și stați că o să mai adaug din mesajele de pe Facebook. Leonard, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, mulțumesc că frumos că ați ales să discutați și cu mine. Aș vrea să vă prezint din informații foarte adevărate niște aspecte a transportatorilor cu mașini cu gabarit. Aici avem o problemă foarte, foarte gravă. Este clar că vina este a șoferului, pentru că trăim, din păcate, niște vremuri mai delicate și clar este vina noastră a șoferilor și eu sunt șofer. În momentul în care mergi la un patron, te angajezi, iar nașul este șeful ISCTR-ului pe zonă, București sau chiar Prahova, deja situația se complică foarte tare. M-auziți? Da, te ascult, dar vreau să ce înseamnă asta. Eu vă dau acum o informație destul de valoroasă, dar foarte complicată, pentru că atunci patronul acestei firme, bineînțeles în complicitate cu nașul, își permite foarte multe lucruri, înțelegeți dumneavoastră, și încărcătură peste tonaj, și mers fără program, etc. De aici, cum să vă spun, numai în defavoarea șoferului este, care, din păcate, aleargă după bani, pentru că îl stimulează. Adică îi dă mai mulți bani. Toată lumea pusă la un loc. Și șoferul face un ban,
și patronul mult mai mult, și nașul de la ISCTR face un ban și el, nu? Da, exact. Da, dar din păcate vedeți dumneavoastră că lăcomia asta după bani implică și alte suflete nevinovate. Da, dar cam cât câștigați? Uite, am o curiozitate. Cam cât câștigați pe lună într-o astfel de firmă? Nu pot să vă spun cât câștig eu, pentru că eu nu am mers la firma asta, pentru că eu am alte principii, înțelegeți? Am alte principii și nu alerg după bani. Eu alerg după altceva în viața asta. Pire. Eu sunt tot șofer, dar nu pot să merg pentru că nu merg acolo, pentru că nu vreau să contribui la așa ceva. Înțelegeți dumneavoastră? Deci e vorba de vreo 7.500, cam pe aici, să învârte goana asta după bani. Înțelegeți? Nu sunt foarte mulți bani, dar pentru unii chiar e o necesitate. Înțelegeți? Și fac sacrificii. Asta vă spun, că implică și alte suflete nevinovate, cum s-a întâmplat în cazul ăsta despre care dumneavoastră vorbiți acum. Din păcate, la ce s-a întâmplat acolo, nu știu câte șanse aveau oamenii care erau în dubă. Într-adevăr, nu erau transportați corespunzător. Și nu știu ce șanse la cum s-a desfășurat evenimentul ăla, nu știu ce șanse aveau. Asta a fost hotărârea domnului ca ei să piară în accidentul ăsta. Altceva să vă mai spun. Exact cum a spus și antevorbitorul, în firme de transport călători sunt niște condiții extreme, putem să le spunem chiar extreme, frig și așa mai departe, mai multe persoane decât. Problema este că tot acolo ajungem. Firme de transport ale polițiștilor, firme de transport ale... Deci eu vă spun cazuri reale, nu vorbesc... Da, te cred, de aia te ascult cu interes, da. Da, face polițistul, vă spun că sunt niște informații extrem de importante, dar din păcate nimeni nu se sesizează și ce putem să vedem? Sunt victime. Numai victime, înțelegeți dumneavoastră? Îți dau aici un mesaj. Nelu Bucur ne scrie pe Facebook. Zice așa, am urcat într-un bus, adică într-un microbus și era supraaglomerat. Și când am întrebat șoferul de ce nu cheamă domnule al microbus, toți m-au certat că fac scandal, că până acum mergeam pe jos și când avem bus, nu-ți convine că nu ai loc. Era atât de aglomerat că șoferul nu vedea în oglinda retrovizoare. Când ești șofer în situația asta, ce poți să faci? Sau faci cu bună știință, încalci legea și te descurci? Ce să vă spun? Cam asta este părerea mea. Lucrurile sunt controlate în defavoarea cetățeanului, contribuabilului, mai mult decât atât, contribuabilului. Deloc într-o direcție bună nu ne îndreptăm. Eu am alte principii și încerc să merg pe cele corecte. Nu știu ce să vă mai spun. Deci eu gândesc că toate pleacă într-o mică parte și de la noi. După care mică, da. Poate... cineva mai... Vă mai spun încă ceva. Am lucrat într-o firmă din străinătate, într-o ritm puțin mai alert. Problema a fost că aveam un coleg mai tânăr, cu potențial, nu am fost sub treaba asta, dar ne-am antrenat. El a cerut mai mult de lucru, firma, din păcate și acolo, undeva mai sus, tot un român. Dom'le, dacă se poate, haide să forțăm și să câștigăm. S-a forțat, mulți colegi au ajuns pe la spital, din market i-a luat, pentru că aprovizionam un lanț tot așa mai mare de magazine cu un nume foarte important, dar chiar și acolo, să știți, e vorba despre Germania, chiar și acolo lucrurile sunt cam controlate, pentru că poliția ne știau, adică mie personal mi-a spus, domne, de ce nu vorbești cu șeful, pentru că îți plătește amenda. Eu ce vă spun, poate vi se pare ceva incredibil. Nu. Mi se pare că am mai auzit chestiunea asta. Mulțumesc tare mult, Leonard. Aș vrea să-l aud și pe Lucian. Salutare, Lucian. Bună ziua, domnul Cătălin. Bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră. Eu sunt din Iași. Lucrez ca și reprezentant de vânzări și circul foarte mult pe segmentul ăsta de drum Iași-Târgu Frumos și nu numai, dar în general pe drumurile din Moldova. Într-adevăr, sunt multe probleme
starea tehnică a mașinilor foarte proastă, încărcătură foarte mare, cel puțin pe bascule și pe cele care transportă petriș și nisip în zona asta, și, mă rog, și alți cumul de factori, dar o problemă foarte mare este și limitarea camioanelor, că de fapt ele sunt limitate la o anumită viteză, dar șoferii știu, mai scot siguranța, merg fără limitare, mai sunt anumite artificii, între ghilimele să zic, care se pot face, dar o mare problemă este pe segmentul ăsta de drum și faptul că de fapt este o bandă pe sens plus un acostament. Și atunci... nu ai cum să-l folosești altfel. Dacă ai vrea să mergi, cum a zis și domnul Marișca, legal, nu ai cum, pentru că te forțează tot să tragi mai pe dreapta pe acostament. Să tragi mai pe dreapta, să te dai deoparte sau să mergi tare. Astea sunt lucrurile pe care le avem la dispoziție. Clar, dar dacă ar fi două benzi pe sens, atunci altfel s-ar vorbi. Eventual cu separatoare de sens pe mijloc, și nu ar mai fi probleme de genul accident frontal, că acolo sunt cele mai... Eu sunt de acord cu tine, dar am și această întrebare. Când statul nu ne oferă, bun, și ne duce în pragul exasperării, adică, băi, nu se mai poate, ce avem de făcut? Ne omorâm între noi? Adică trecem și peste reguli și zicem, bă, dacă oricum ăștia de la stat nu fac mare lucru, trecem și noi peste reguli, fiecare se descurcă cum poate? Nu, clar nu, dar șoferii, cum au mai zis și antevorbitorii, încearcă fiecare să se descurce pentru că sunt plătiți la kilometru și la anumite chestii și atunci fiecare se descurcă, între ghilimele, cum poate. Mai păcălește tahograful, mai scoate limitatorul de pe camion, încarcă mult peste toată lumea care circulă pe drumul ăsta european, cel puțin segmentul dinspre... Castelul de Apă sau, mă rog, în intersecția cu Roman Suceava către Iași, se vede că pe sensul de mers către Iași sunt foarte multe denivelări, pentru că se vine foarte încărcat, cel puțin camioanele care transportă petriș vin foarte încărcate și atunci se vede că e denivelat pe sensul către Iași și mai puțin denivelat pe sensul celălalt de mers către Roman, tocmai din aceste motive. Uite, la asta nu m-am gândit niciodată. Îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Cred în continuare că un accident începe de la primul pas pe care îl poți face către mașină, de la respectarea regulilor. Foarte multă vreme și foarte la îndemână poți să dai vina pe stat. Să zici, bă, statul nu ne-a făcut, statul nu ne drege, statul nu ne controlează, statul ia-și pagă, dar ia acolo și noi un demon care nu ne lasă în pace, nu ne lasă să respectăm regulile. E cel mai mic lucru pe care îl putem face astăzi pe șoselele din România, după discuția asta, e să încercăm să respectăm toate regulile pe care le avem la îndemână. Și din când în când să spunem nu, măcar de dragul copiilor noștri și al copiilor altora, care iar au rămas fără părinți. Eu sunt Cătălin Striblea, aceasta e România în direct. Vă mulțumesc și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.